semnul de carte practic, încetează să mai fie o emblemă, o firmă, datorită acțiunilor pe care le organizează. Semnul de carte pare să și desigur va deveni în Reșița un adevărat simbol care să poarte ideea și structura, împletitura a ceea ce este frumos, ce găsim în termenul larg de cultură, frumos și cald. Cald așa cum este și lemnul spre care se apleacă dorul Văsiuță. Cu pregădere lucrează în lemn. Se pare că îi simte atracția, simte lemnul îi se dărâie și îl îndeamnă să se exprime prin el. Dorul Văsiuț, îndrăznesc să spun, nu are destule cuvinte, mai bine zis, nu vrea să cuvinte și preferă să-și exprime frământările, mai ales căutările, în lemn. Sunt mai multe lucruri și nu din întâmplare a legat izvorul de turn. Nu poate Doru Văsiuț să spună tot ceea ce înseamnă pentru el izvor. Izvor ca sorginte a binelui frumosului, dar și a răului, mai ales a căutărilor. Între lucrările denumite scurt izvor și cele turi, se află Dorul Văsiuț. Curge din mâna lui căutarea unui adevăr. Niciunul dintre turnurile sale nu se termină ca un etaj. Toate sunt o spirală. Toate sunt ca un șurubare înspre sus, înspre perfecțiune. Dar chinuită și plină de căutări. Niciuna dintre lucrări nu seamănă cu cealaltă. Dar este foarte greu să înțelegi un turn fără a avea aproape o lucrare, unul dintre lemnele denumit izvor. Legându-le numai astfel între ele, îți poți da seama, poți să simți ce și cum caută Văsiuț. O face cu micală. O face poate și cu chin. Cu mult chin. Sunt tăieturi în lemn care aparent nu și-ar avea justificare. Sunt poate cicatricele pe care le poartă Văsiuț, dar pe care le purtăm și noi. Ne propune Văsiuț practic cu această expoziție și împerechind două lemne, iertat să-mi fie termenul de lemne, sunt mai mult decât lemne, sunt rod, sunt lemne rodite din gândirea și din munca lui. Ne propune să ne căutăm pe noi înșine datorită chinului său de a găsi, de a exprima. Este un alfabet încifrat al lui, dar cu multă, cu
cu multă atenție privite, avem ce găsi și avem ce descoperi. În primul rând, durerea de a nu reuși să isprăvim la ceea ce am aspirat. Dar lasă deschis, pentru că niciunul din turnurile lui văzut nu se încheie ca o platformă, nu se taie. Toate au spre vârf, în vârf, o coloană, două sau trei, care îi constituie un reazin pentru un eventual gând curajos de viitor. Nu putem dori decât în continuare lemn cald pe care să-și înscrie căutările și o mână sănătoasă care să țină dalta cu care își strie. Pe fericit.